Este greu, vă mulțumesc mult de tot pentru acest eveniment, mă onorează. Consider că de fapt nu este un premiu al meu, este un premiu al echipei mele, al colegilor mei, al dumneavoastră, al tuturor. Nici nu știu ce să spun. În general, sunt omul faptelor, nu al vorbelor. M-am născut în Deva, am crescut în Deva, am fost educat în Deva și în principal Deva a fost fieful în care mi-am desfășurat activitatea și pentru care și eu și echipa mea am făcut tot ce ne-a stat în putere să creăm un climat liniștit și bun în care să ne creștem copiii. Vă mulțumesc pentru susținere, pentru participare. Mulțumesc colegilor mei care mi-au fost alături, mulțumesc jurnaliștilor din Deva care mi-au fost alături în momentele cele mai grele din viața noastră, în care și-au riscat efectiv serviciile, au fost dați afară de la redacțiile unde își desfășura activitatea doar pentru faptul că au susținut o idee, nu neapărat că l-au susținut pe Traian Drăbeceanu.